Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș organizează vineri 19 iulie 2019 cea de-a treia etapă a evenimentului Noaptea Albă a Muzicii Folk. Călărășenii sunt așteptați în Parcul Dumbravă, începând cu ora 21. Iubitorii acestui gen muzical se vor bucura de versurile sensibile, prinse în buchete melodioase și interpretate cu sensibilitate de Mircea Baniciu, Maria Gheorghiu, Clara Mărgineanu, Ștefania Iacob, Adi Bezna, Vali Bogian Bend, Tatiana și Marius Sojoc, Cătălin Stepa și Loreta Popa. Evenimentul cultural Noaptea Alba Muzicii Folk de anul trecut a fost unul special și s-a bucurat de aprecierea publicului de toate vârstele. Aproximativ 400 de persoane au fost prezente până noaptea târziu la manifestarea organizată de Centrul Cultural Călăraș. Accesul la spectacol este gratuit.